continuare este alături de mine și de departamentul pe care îl conduc în această bătălie pentru a face curățenie în pădurile din România. Încep mulțumit și domnului Stefco, care își face datoria, fiind inspectoratul cu cele mai multe constatări și aplicări ale legislației în domeniul civic, ceea ce dă speranța că suntem pe drumul cel bun și anume că inspectoratele fizice și de vânătoare pot deveni organisme de control eficiente. Și spun pot deveni pentru că mai este încă cale lungă. Sunt inspectorate care încă închid ochii la furtul de lemn și inspectorate în care curățenia trebuie să continue. Am să vă spun despre întâlnirea de azi și apoi am să aduc și argumente la cele afirmate mai înainte. Astăzi la Cluj voi face pe de-o parte o analiză a activității fiecărui inspectorat fizic și de vânătoare. Voi solicita măsuri imediate acolo unde inspectorii șefi nu și-au făcut treaba și de asemenea în partea a doua a întâlnirii vom prezenta și modificările legislative pe care le-am aprobat în guvern, care aduc suport legislativ pentru punerea ordinii în domeniul transportului masei de noapte și producerii acesteia pe piață. Am avut înainte de conferința de presă o întâlnire, așa cum vă spuneam, în care am prezentat câteva dintre nemulțumirile pe care le am față de activitatea inspectorilor șef. Am constatat că există inspectorate fizice și de vânătoare care nu realizează un control eficient și mă refer aici în primul rând la inspectoratul fizic și de vânătoare de la Ploiești. În cadrul acestei întâlniri am cerut detalii despre neimplicarea inspectoratului în cursul de lemn din județul Argeș și măsurile, și am discutat măsurile necesare pentru perioada următoare. Ieri am fost la Argeș, am văzut 915 hectare tăiate la ras dintr-o zonă de protecție, fără acte, pe ilegale. Am văzut drumuri create în fostele zone împădurite. Am văzut 1700 de hectare de pădure distrusă, rămânând la o consistență doar de 20%. Și, de fapt, am constatat că în județul Argeș, raportul de control care mi-a fost înaintat este bine topit și este, din păcate, real. Este, cum să vă spun, l-am văzut, l-am verificat și l-am văzut la fața locului. A fost făcut în acest an control în județul Argeș de către Direcția de Control din cadrul Departamentului de Ape, Păduri și Piscicultură, Inspectoratul Fizic Brașov și Inspectoratul Fizic Cluj, împreună cu Poliția Română și cu parchetul Argeș. Prejudiciul a constatat este de 65 de milioane de lei,
Noi ne vom constitui ca parte civilă în proces, dar în cazul întâlnirii de astăzi i-am cerut demisia domnului inspector șef și celor care au făcut controlul în ultima perioadă în județul Argeș. În cazul în care va refuza să-și înainteze demisia, voi convoca săptămâna viitoare Comisia de Disciplină pentru a analiza faptele constatate în raport. Desigur, raportul stabilește și fapte care vor fi, care sunt de natură penală. Pentru aceste fapte, sigur, echipa de control a înaintat dosarele. Eu mă refer la aceste măsuri administrative pe care le solicităm.